Scene de groază în centrul municipiului Petroșani în această dimineață. O femeie în vârstă de 30 de ani a fost atacată cu un cuțit la mână și în picior, în incinta unui bar din zonă. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că cel bănuit de comiterea faptei ar fi un tânăr în vârstă de 21 de ani din Petroșani, care se află acum în custodia polițiștilor. Victima a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În această dimineață, la ora 10 și 9 minute, în urma unui apel la serviciul de urgență 112, un echipaj SMUR din cadrul detașamentului de pompieri Petroșani s-a deplasat de urgență pentru a acorda primul ajutor unei femei în vârstă de 30 de ani, care a fost atacată cu un cuțit de către un bărbat. În timpul agresiunii produse în centrul civic al municipiului Petroșani, victima a suferit răni în zona mâinii stângi și a genunchiului drept. Echipa de intervenție a transportat-o la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Petroșani, unde îi se acordă tratament medical de specialitate. În cel mai scurt timp, la fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Petroșani, care au efectuat cercetări și au stabilit faptul că cel bănuit de comiterea acestei fapte ar fi un tânăr în vârstă de 21 de ani din municipiul Petroșani. Acesta a fost identificat, în momentul de față se află în custodia polițiștilor, urmând a fi audiat cu privire la cele întâmplate. De asemenea, femeia a fost transportată la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind întocmit un dosar penal.